El a înșelat, dar face ca trenul, dar că partenera face același lucru. Știm foarte mulți dintre noi expresia ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. A venit zilele trecute în consultație un domn supărat, foc nevoie mare, că partenera lui l-a înșelat. Ok, asta am înțeles. Am stat de vorbă mai în profunzime și mi-a povestit că și dânsul făcuse același lucru acum o perioadă de timp, dar că doamna nu trebuia să procedeze identic. Perfect, nu este o soluție. Am mai și spus și în alte materiale, răzbunarea nu este o soluție, este un lucru total greșit din punctul meu de vedere între o relație. Dar ideal ar fi să înțelegem că dacă tu, ca bărbat, ai înșelat, nu trebuie să-i dai în cap partenerei dacă ea face același lucru. Văd și aud foarte des și ce mă surprinde, bărbații fac atâta tam-tam pe chestia aia, sta, dar ei nu-și văd gunoiul din ochii lor. Nu iau apărarea femeilor, dar ar fi bine, înainte să dați cu pietre în partenerele voastre, să vă uitați mai întâi la acțiunile voastre, pentru că, mă repet, ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Mulțumesc, Ioana Păstrăciu.